Ienache Ionuț Cristian, inginer, și a lucrat și el la podul de la Brăila, care e inginer constructor de poduri. La podul de la Brăila, care s-a dat în folosință acum de curând. Și stă la Tinosu, pe lângă Braz, pe acolo. Deci mai sunt cu virgulă și prin județ. Descoperim că, uite, dacă nu am avut timp, n-am descoperit multe chestii. Da, trestii. A, știți cum am mai luat puncte? Am pus activitatea profesională. Da, știu. Ați luat și de acolo? Activitatea profesională, studii, experiență politică, că am, uite, 100%. Am fost prin atâtea partide că am crezut că găsești și eu ceva să facă ceva. Experiența administrativă am și asta, că am fost consilier. Am luat 2 puncte, cam. Hai să vedem cum se mai pot lua puncte. Eu, nu, ce mai zice experiență? Echipe n-am, mi-am format echipă, dar ia să vedem ce te zice. A, asta nu mi-am format nicio echipă. Rang și activitate. A, suporter activ. Nu faci parte din echipă, ranguri, pe care sunt ranguri și cum e. Vechime, circa 3 ani mi-a pus. Așa. Ați avut dreptate. Să stăm. Da, aici așa se stă până la ieșirea la copii. Da, o valetă. Deci sunt, uite, 3 benzi. Că vreau să te lau. Ai, fiți atenți ce e aici. Mi-a arătat-o, de fapt, odată. Platforma de merit. Și hai mă, încarcă-te. Și apar diferiți membri, unii dau voturi pro, unii contra. Uh-huh. Dar nu știu, trebuie să te înscrii aici? Nu. Că văd că scrie, sunt creștin ortodox, susținător al familiei întemeiate, de exemplu la ăsta. Uh-huh. L-a studiat pe aici? Am văzut, da. Deci așa, cred că trebuie să scrii ceva, că fiecare așa, familia în mod tradițional dintre un bărbat și o femeie, căsătorit, tata, 2 copii, rezonează în totalitate cu tot ceea ce promovează Alianța pentru Unirea, așa, sunt iubitor de animăluțe și pregătire, militez pentru respect bătrânii noștri și respect munca pe care aceea, deci, și cred că trebuie să, uite, apeși aici, pro, contra, n-are, are un singur vot. Adamescu, și spune și Ilfov, voluntari. Dar aici, probabil, mașini auto nu înseamnă o fi de asta ce, unde lucrez, în ce domeniu, ăsta transporturi. Asta, din Bihor. Astea sunt ultimii de. Ia, cele mai votate, ia să vedem. O găsim și pe doamna Băluță. Pavel Aurel din Italia. Are drept, cred că e avocat. Are pro 180 și contra 31. E, balanța înclină spre pro. Cine nu are dușman nu există, nu e așa? Nu așa se zice? Altul, tot din Italia, are 162 pro, 2 contra.
să... A, deci fiecare trebuie să scrie în finanțe. Ăsta cu dreptul, ia să vedem. Este o persoană care se... A, n-a scris eu, a scris altcineva. Este o persoană care se implică atât fizic cât și financiar și în plus România. Și în plus România are nevoie de oameni. Da, bă, n-ai pus... Are nevoie de oameni cu mai multe studii. Va pune la dispoziție un sediu și un microbus 8+1 pentru activitățile AUR. De-aia are atât apă. Dacă pune la dispoziție acolo în Italia, Lombardii. Tot în Italia, tot Lombardii. Folosință un oficiu în Milano. Este un antreprenor, Gabriel Valdez, care a adus peste 300 de persoane în toată Italia. Dacă e antreprenor, i-a adus. Aici suntem în Băneasa. Băneasa. Ne apropiem. Ne apropiem, așa că nu mai știu. Deci pasajul, că s-a făcut un pasaj și în Băneasa. Era în acolo, în dreptul la antena. Unde era antena, că nu mai am. La ieșirea la autopen. Topen acolo. Până unde se lucrează.